Ești o persoană ambițioasă, prietenoasă și sensibilă la starea de spirit a celorlalți. Iubitoare de pace și tacticoasă, ești gata să faci compromisuri pentru a evita disputele și situațiile neplăcute. În calitate de diplomat inteligent, lucrezi foarte bine cu probleme și eviți cu îndemânare confruntarea. Nu vrei să-ți rănești sentimentele și ți-e frică de eșec, de aceea te ascunzi în cochilie, imediat ce observi primele semne ale unei eventuale dispute. Ești foarte activă din punct de vedere social, interesul tău se extinde la toată diversitatea vieții. Întotdeauna gata să-ți exprimi opiniile cu privire la orice problemă, ești mândră de cunoștințele tale. Oricât de secretoasă ai fi, ai un cerc îngust de prieteni și rude, cărora le poți pune gândurile. Lumea ta interioară este atentă ascunsă de ochii curioși. Îți place să păstrezi secrete, apoi să împărtășești secretele tale cu cei aleși. Tu acționezi întotdeauna la unison, fie bârfă, fie zvon, la serviciu sau la domiciliu, nu contează. Chiar și ca profesionistă de înaltă clasă, preiei de bunăvoie orice speculație, deoarece te străduiești să fii conștientă de ceea ce se întâmplă. Datorită acestor cunoștințe, poți manipula ceea ce se întâmplă, transformând o situație în avantajul tău. Semnul tău zodiacal aparține constelației RAC. Semnul zodiacal RAC este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: îngrijire, receptivitate, psihologi, loialitate. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente. Dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău. Ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele. Cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii, tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, dimpotrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna, simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume. Dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită în a-ți dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzută în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, reușești pentru că semnul zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor. Căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna. Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta. Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari. Planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn nu-i poți mulțumi pentru lipsa de practicitate și lipsa calităților de conducere. Ești prudentă și secretoasă, ai în mod natural răbdare, diligență și capacitatea de a gândi și de a acționa rațional. O mare parte din soarta ta depinde de tine însăți, mai ales în tinerețe. La vârsta matură, dobândești capacitatea de a ierta și, datorită abilității de a lucra în mod activ, reușești să obții succes. Secretoșenia nu te împiedică să ai propriul tău cerc de prieteni cu care împărtășești experiențele tale. Alte persoane nu ar trebui să aibă încredere să-ți împărtășească secretele lor, poți să le transmiți celor din afară. Ești viclană și poți dezinforma pe oricine în interesul tău. Având o artă născută, te poți preface că ești neajutorată. Deseori, înșelăciunea și pretextul tău sunt expuse, iar apoi reputația ta suferă.
Dacă ți este necesar, poți fi o înșelătoare inteligentă care seamănă cu pricepere dezinformarea pentru a răsturna adversarii și rivalii. Dacă circumstanțele impun acest lucru, poți lua poziția neînarmatului, pliabil și supus. În general, ești mândră de abilitățile tale artistice. Uneori, totuși, se întâmplă ca un adversar să reușească să discearnă adevărul în spatele unui vâl de minciuni și apoi ești în pericol de expunere. Acționând ca partener sau, cu alte cuvinte, jucător de echipă, poți obține cel mai mare succes. De fapt, tu nu iei niciodată rolul de lider de teama de responsabilitate inutilă. Pentru tine, munca nu este sfera principală de aplicare a forțelor, deoarece gândurile tale sunt ocupate de viața privată și, uneori, de vise inutile. Trăind în fantezie și planificând constant, tu pari să aștepți aripi pentru că atunci când poți, să faci un salt. Astfel, tu încerci să fii în locul potrivit la momentul potrivit, ceea ce nu este întotdeauna posibil. Narcisistă, ești extrem de îngrijorată de aspectul tău și chiar de mobilierul propriei tale case. Dezvoltarea gustului individual, pe care îl consideri o condiție indispensabilă pentru dezvoltarea personalității, devine adesea punctul central al vieții tale. Când spun, alegerea mobilierului de acasă, plasarea lui corectă, îți pot lua zile și uneori chiar ani. Desigur, trebuie să-ți amintești faptul că este imposibil să te blochezi în lumea materială în detrimentul valorilor spirituale. Te distingi față de alții nativi din rat prin astfel de trăsături speciale, ești feminină, precaută, prietenoasă. Poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau dimpotrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine. Ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă. Cum afectează data de 11 iulie soarta ta? Pe drumul către fericirea personală, va trebui să muncești din greu. Soarta ți-a pregătit multe teste pe care să le poți trece în mod adecvat. Tu însă ți-ar trebui să decizi ce vrei, chiar la începutul drumului tău în viață. Acest lucru îți va permite să strângi diverse lucruri importante și evenimente pe un singur ghem. Te distingi prin perseverență, caracter puternic, putere interioară, optimism, de cele mai multe ori te comporți foarte nobil. Acest lucru, în cele din urmă, îți va aduce fericire. Ești interesată de o varietate de lucruri. Vrei să fii informată, să ai toate răspunsurile. Acest lucru îți va permite să fii un bun cercetător și profesionist în domeniul tău. Ești într-un fel geloasă pentru ceea ce constituie lumea ta interioară. Pentru a atinge rapid succesul, trebuie să te unești cu ceilalți. Ai mai multe șanse prin lucrul în echipă. Te temi de responsabilitate și, prin urmare, nu pretinzi să fii lider formal. La vârsta copilăriei și școlii, poți fi văzut în activitățile extracurriculare active, unde este necesară participarea colectivă. O atenție deosebită trebuie acordată viselor goale și vieții private. Ești predispusă la narcisism, ai un sentiment dezvoltat al stilului, care se reflectă în aspectul tău și interiorul casei. În același timp, poți pune în scenă dezvoltarea caracteristicilor și gusturilor individuale și îți poți dedica toată viața acestui scop. În cazul în care începi reparații, membrii familiei pot să nebunească cu privire la alegerea nesfârșită a tapetului sau a permutărilor de mobilier. Ai tendința de a risipi zvonurile. Distorsiunea faptelor este o normă pentru tine, deci concurenții ar trebui să fie atenți la tine. Cu toate acestea, trebuie să-ți amintești faptul că secretele tale pot fi dezvoluite. Reputația rea nu-ți va permite să te dezvolți mai mult în zona dorită. Este surprinzător faptul că poți cunoaște detaliile intime ale colegilor și cunoștințelor, însă restul nu sunt conștienți de evenimentele din viața ta personală. Ești foarte grijulie, susceptibilă la critici și eșec, nu ești foarte practică în viața de zi cu zi. Iubești călătoriile și situațiile în schimbare, deși ești caracterizată de abilități intelectuale bune.
creeze o imagine a unei persoane misterioase, care atrage atenția altora. Dragoste și compatibilitate. Romantică, idealistă, prefer să gândești în termenii noi și noi. Mai presus de toate, îți prețuiești familia și prietenii. Dorința romanului de poveste te forțează să cauți un partener pentru o lungă perioadă de timp, care va putea să întruchipeze visurile sentimentale ale iubirii ideale. Racul este singurul semn care poate într-un fel sau altul să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu Scorpionul, Fecioara, Capricornul, Taurul și Peștii. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu Balanța, Săgetătorul și Leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu Berbecul, Gemenii, Racul și extrem de rar cu Vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești mai puțin interesată de carieră și mai multă de viața privată. Cu toate acestea, grație talentului și a muncii tale, aproape întotdeauna devii un profesionist puternic în afaceri, medicină, pedagogie și alte activități care necesită interactivitate socială. De obicei nu ocupi posturi de conducere și nu aspiri la ele. Sănătate și boli. Ai tendința să fii dependentă de alimentele gourmet și de supraalimentare. Trebuie să acorzi atenție activității tractului gastrointestinal. Apele minerale pot fi cheia succesului sănătății. Ești mai preocupată de starea de sănătate a altora decât a ta. Ești interesată de tendințele generale în domeniul sănătății. Cu toate acestea, mai devreme sau mai târziu trebuie să-ți aplici cunoștințele. În acest sens, trebuie să te avertizezi împotriva încrederii excesive în sine. Nu toate metodele noi de tratament sunt adecvate necondiționat pentru fiecare persoană, deci inclusiv pentru tine. Nu poți întotdeauna să reziști la delicatese și excese, iar acest lucru este plin de probleme. O alimentație echilibrată constând din mâncăruri tradiționale va avea un efect stabilizator asupra corpului. Sexul regulat și exercițiile fizice sunt extrem de utile, pentru că ele oarecum sporesc mintea limpede îndauna visurilor. Băile minerale sau pe bază de plante, masajele și toate tipurile de stimulare senzorială sunt potrivite pentru îndepărtarea stresului de zi cu zi. Soarta și norocul, diligența, răbdarea, raționalismul, acestea sunt principalele trăsături ale naturii tale. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât ele întăresc trăsăturile caracterului de bază. Depinde de tine cum îți vei dezvolta viața în anii maturității. Dacă, după ce ți-ai finalizat datoriile karmice pe care le-ai înscrise pe astrograma natală, poți învăța lecții din greșeli, poți atinge bunăstarea prin diligența și determinarea ta. Viața ta va fi dificilă în tinerețe, evenimentele și condițiile de viață depind de datoriile karmice, dar îți vei construi viața în continuare, condițiile tale de viață vor depinde de atitudinea ta față de tine însăți, față de lumea din jurul tău. Diligența, abilitatea de a ierta te va ajuta să găsești fericirea. Sfaturi pentru tine. Ar trebui să fii mai aproape de oameni. Comunicarea cu oamenii este necesară cu moderare în diseminare, altfel ceilalți pur și simplu nu vor mai avea încredere în tine. Pentru a fi fericită, trebuie să scapi de narcisism, să visezi mai puțin ca ai pe pereți, și să acorzi mai multă atenție dezvoltării profesionale, unde minciunile și înșelăciunile sunt inadecvate. Nu mai înflori atât de mult adevărul. Într-o bună zi cineva chiar te va lua în serios. Țineți în frâu imaginația. Încearcă să păstrezi un echilibru între laturile aeriene și terestre ale naturii tale. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să ți se ofere cadou, ca să nu te jignească.
Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțită de un discurs laudativ, în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfeșnice de argint ornamentate și chiar jucări aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablouri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, vei primi cu drag orice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uz casnic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii, aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lenjerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să le evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.